7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt. Guvernarea a comis poate o greșeală și le-a ridicat mingea la plasă atunci când au hotărât să nu le dea piața, să organizeze o acțiune a sindicatelor împreună cu guvernul, cu nu știu cine, pentru că dacă ar fi fost acțiunea comuniștilor în piață, ea ar fi fost poate și mai slăbuță. Se vedea foarte bine că oamenii nu prea sunt entuziasmați de aceste acțiuni de protest și acțiunile au ieșuat, de fapt, începând cu 16 martie, atunci când s-a ales președintele. E absolut limpede că comuniștii știu foarte bine că pentru moment ei nu pot să facă ceea ce și-ar fi dorit, răsturnarea guvernării democratice. Și vreau să spun că am toată simpatia pentru acest comportament al comuniștilor, care mi se pare destul de civilizat în contextul actual. E civilizat comportamentul unui partid care știe lungimea propriului nas.